E ora 8 dimineața și noi începem provocarea 24 de ore în Bali. Cum va avea loc această provocare? Noi am pus telefonul să sune la fiecare oră și când va suna telefonul, noi vom scoate camera și vom filma totul ce se întâmplă fix în acel moment. Vom filma minim un minut, cu excepția nopții, când noi dormim. Cred că nu va fi interesant 8 sau 10 minute să vă uitați cum noi dormim. Ce părere aveți? Vă place provocarea? Atunci haideți să începem. Acum e ora 8 și haideți să vă arătăm un mini tur. Unde noi trăim acum? Deci, aici sunt două căsuțe. Aici unde dorm eu cu Melissa, de acolo unde mămica și tăticul. Dar acolo nu e prea interesant ce înăuntru. Haideți mai bine să vă arătăm ce este pe lângă vila noastră. Da, este un complex cu mai multe căsuțe și în căsuțe doar un pat cu un dulap și baia. Piscina! Aici am făcut deja o provocare. Da. Și aici e foarte frumoasă natură, ia frumos. Și se aud păsările, insecte. Chiar acolo cresc și banane. Dacă sunt vieți. Pentru că e dimineață și noi nici n-am luat mic dejunul și pentru că astăzi avem o excursie în care noi ne vom muda. Ne-am luat canii de schimb. Da. Mergem la rafting. Din nou, a treia oară. Pentru că atât de mult ne-a plăcut data trecută, că noi mai vrem încă o dată. A fost pur și simplu BOOM! Este ora 9 deja. Da? Ce facem noi acum? Luăm mic dejun. Păchită. Tăticul ce are acolo? Un ou vechi pe o bucată de pâine. Iată în forma aceasta. Mai avem câte un suc fresh de ananas, iar fetele un suc fresh de banane. Iată așa fac altitele cu banane, bucăți banane, vedeți? Așa. Wow. Și avem și banane pe loc. Avem aici urtul dragonului și mâncăm și ne uităm la un vlogger nostru preferat. Este rus, dar ne place foarte mult, noi îl urmărim. Da, cred că mă dusesc. Da. Toți care sunteți să-l urmăriți, că ea face un content foarte interesant. Ok, deci așa treaba a noi, mâncăm, după aceea o să plecăm undeva. Dacă o să fie ora potrivită, o să vă arătăm unde să fim noi. Ok? Rămâneți cu noi! Fii. Poftă mare! Noi acum suntem la o grădiniță, unde aici merge un concurs de dans. Am văzut cum dansează băieții și acum și așteptăm să iasă și fetele, nu? Melissa tare așa fetele. Băieții erau cu machiaj. Și băieții cu machiaj și fetele cu foarte mult machiaj. Ce se vede ce era la băie? Fetele? Acum ceva european, da? Ceva mai cunoscut nouă? El zice că îl cheamă Wi-Fi. Credeam că e o glumă, dar într-adevăr îl cheamă Wi-Fi. Tăticul nostru. Și iată, acesta este centrul Ubudului.
bacabar. Când eram în Filipine, noi eram cu caiace și eu m-am învățat cum să controlez. Așa că acum când vom fi în rafting, noi vom avea o mai mare experiență și o mai bine vom conduce. Da. Da. Până ajungem noi la destinație, la rafting, vreau să vă propun să priviți ce am reușit să facem noi cu zmeul zburător pe care l-am cumpărat acum câteva zile în urmă. Am avut mai multe încercări, mi-a fost greu, dar până la urmă vă las să vizionați voi. Noi suntem în următoarea zi și mergem la a doua încercare de a da drumul zmeului. Noi nu ne predăm, noi oricum îi vom da drumul și va zbura. Să ne-ai mai dat pe YouTube când să-l facem. Ne uitați și pe YouTube, sperăm că o să ne ajute lecțiile de acolo. Ce drept, nu prea este vânt, dar oricum vom încerca. Aici stau păsările, găini, coșii, după aceste coșuri, ca să nu fugă. Hai, 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 zboară! Ce drept aici? Ne-am dat mai jos și nu este. Așa. Și de drum. Așa. Așa. Sus. Am încercat de câteva ori, dar până la urmă am zis că vântul este slab pentru așa zmeu mare, așa că vom căuta alt timp când vântul va fi mai puternic. Noi ne-am decis să închiriem două scutere. Sper că o să ne descurcăm. Vrem să ajungem până la plajă. Avem de mers o oră până încolo și o oră înapoi, pentru ca să dăm drumul la acest zmeu. Până la urmă totuși mergem cu mașina, fiindcă nu ne-au dat voie să închiriem scutere, deoarece eu nu am practică pe scutere și am zis că e periculos. Aici traficul e foarte, foarte încărcat. Și pentru că distanța mare e periculos. Și pentru că deja ne-am pus scopul să dăm drumul la acest zmeu, mergem la plajă. Mergem cu mașina o oră de vreme să mergem la plajă ca să dăm drumul zmeului. Wow! Noi am venit aici lângă mare, fiindcă aici este mai mare vânt și să încercăm să dăm zmeul. Și totodată să ne scaldăm. În primul rând, uitați-vă, aici plajă e neagră. Și în al doilea rând, noi pregătim să dăm zmeul, fiindcă i-am promis că sunt mai mici! Ia acolo, ce se întâmplă! Va vedea că bate soarele, dar este
foarte sus. Până la urmă am reușit. Uitați-vă, la maxim mi-am dat drumul. Acesta este doar un not care ține și mă îngrijoram, va fi sau nu. Și el zboară cât poate de sus. Uhuh. Așa a fost, așa. Tot, cu toată curoada asta. Uuuu! Mai sus decât acela! Nu știu dacă la voi se vede, dar el e sus! Cât de important este să nu te predai niciodată! Noi am reușit acest lucru! Yes! Noi suntem acum în... transport, merge spre Rafin! Da! Uitați cât de mult suntem în diferite țări! Pentru să-ți pregătiți pentru aventură! Da! Da, dați-vă și cască mare are! Noi coborâm spre râu. Ador pur și simplu natura asta de aici. Așa frumusețe minunată. Hai să facem niște poze amuzante, vreți? Da, hai, atunci. E o privire extraordinară. Mergem printre copacii de banană. Sunteți gata? De experiență? Da, am filmat puțin mai mult pentru că să rămâne și nouă amintire. La aici sunt foarte vreau. Dar, you decide the first daughter. Ok, let's go. Ora 1, noi am făcut o oprire. Mami, te-ai stricat? Da? Da. Helicopter, helicopter. Căpșunică sunt. A, deci căpșunică, exact, căpșunică. Doriți un mic de brownie? Brownie? Nisip negru. Da. Nisipul nostru este acolo, îl vedeți? Da, dar nu știu. Tati! A început să plouă! Ia priviți, doamna asta are 65 de ani și duce pe cap 60 kg. Parcă duce. Uimitor. Eu am mai urcat, am urcat scările și deja nu mai pot respira de aia. Duce și la greutate, uimitor! Ia uite, ea nu se duce pe scâie! Uimitor! Așa este lucrul ei! De nevoie pentru că să-și hrănească familia, are și alt lucru greu! Da! Uimitor! Eu, pur și simplu, sunt în șoc! Ora 2! Asta este Jasmina, în rochița mea! Noi am făcut o băiță, un duș! Ne-am schimbat în haine, da, acolo păi, în haine uscate. Și acum ne ducem să luăm prânzul. Deci, mai trei sunt. Așa e cel mai corect. Poftim. Aici avem legume. Deci, hai să vedem ce este. Aici este orez. Așa niște paste. Acolo este carne. Și aici sunt legume. Și e bună mâncărica. Foarte. După așa mișcare. E superb, așa-i? Da. Vă recomandăm tuturor, dacă veniți în Bali,
sau în altă țară unde este posibil să faceți rafting, faceți, pentru că este o experiență cum? Foarte, foarte faină. Noi suntem în oraș înapoi și da. Mergem să luăm niște prăjituri, le-am văzut acolo un magazin, o cafenea. Să avem drum mai târziu ce mânca ceva delicios. Haideți să înconjurăm acest bus automobil. Haideți. Eu calc în apă, ce? Hop, hop, hop. Ah, ce e călduță e apa! Daily banquet. Hai, intrați și împărați aminte de toate. Ce răcoare aici! Ce este? Ce este acolo? Luăm așa ceva? Hai să luăm, să gustăm. Wow, ce prăjiturile faine, arată foarte bine. Ia uitați-vă! Așa este meringă. Asta e bezea. Bezea, asta e bezea. Eu mi-o cafea. Miroase foarte bine, vreau să fac ce este. Arată tot foarte bine, arată delicios. Ia uitați-vă, asta și e neobișnuit, parcă e cu miere ceva cu... Arată tot foarte bine, arată. Da. Oh, sunt toate foarte bune. Și iau de astea și... Și croasante. Și un micuță și mai. Și acolo pânele. Da, pânica. Și chiar este baghetul. Și noi suntem în... Prin ce suntem în Palipa? Suntem în Franța? Acolo, pe zimul ăla, ca... Turnul Eiffel. Franța! Super! Ne-am atât de o băutură. Eu am ceai de ghimbir. Fetele, câte o ciocolată fierbinte, tate o cafeluță, câteva prăjiturile și am luat și un cheesecake curcubeu. Mami, arată cheesecake-ul. Ta-da! Arată deci bine. From Paris, Paris cu dragoste. Foarte ce facem noi acum? Ne uităm la un concurs de talente. Da, ne uităm la un concurs de talente pe YouTube. Afară încă plouă puțin, tăticul nostru s-a culcat. Avem așa o mică pauză, da? Da. Melissa se joacă, noi ne uităm cu Jasmina. Noi astăzi ne-am uitat la un concurs de talente. Asta era la grădiniță ce. Acum ne uităm pe computere. Ok, ne revedem peste o oră. Este trecut de ora 6 seara și a privit în vale, e deja întuneric. Aici întunică de vreme. Tati, cum a fost somnul tău? Super, eu mă odihnesc, sunt proaspăt. Minunat! Și noi ne-am odihnit foarte bine. Da. Și acum mergem să căutăm un loc ușor, drăguț și foarte delicios, adică îmi pregătesc mâncare delicioasă ca să luăm cina. Da. Drumul nostru spre restaurant trece prin Ubud Art Market. Este o mini piață la ei, da? Da. Și ia priviți pe aici, pe jos, pe tot drumul. Iată așa, este notat, este că a fost probabil că cimentul lângă proaspăt. A fost scris ficar și a lăsat aici semnătura lui, amprenta. Și într-o parte și în alta parte. Așa, tot drumul până la drumul... Da, da. Ia uitați, piața încă e deschisă cu lucruri. Sunt scrise, desene, aprinse de mâini, picioare. Uh-huh. Fiecare ce-a vrut să lase, ce-a lăsat. Eu tot vreau, aș trija să mi-a stop. Ia uite. Veselă din... Un leang rar. Da.
Au lucruri interesante. Hainuțe de-a lor. Foarte, foarte colorate. Iubesc foarte, foarte colorat să fie totul. Ia uite, dați-vă. Sunt foarte iscusiți la picturi. Bijuterii. Genți. De tipul acesta, de tipul acesta. Noi așteptăm mâncarea noastră, da. Chiar dacă va fi trecut de ora 7, noi oricum vă vom arăta ce mâncare vom mânca noi astăzi. Eu mănânc supă cremă de dovleac. Eu mănânc supă tradițională Tom Yum, care este iute. Acum vă vedea cât de tare. Și noi mâncăm pizza. Foarte bine. Doar că noi nu putem mânca fiindcă nu ne-au dus farfurii. Da. Așteptați, acum și vă aduc. Ce plăcut, mă cășcă o lăsă să se întinde. O, doamne, să vă duc poftă. Unde sunt farfuriile voastre, e mai repede, da? Da. Mâncați fata asta aproape, că vin. Vin, vin. Thank you. Thank you. Un pizza și mâncă. Lăsați-ne și nouă câte o bucățică. Mâncați, săturați-vă, dacă rămâne, mâncăm și noi. Vă ajutăm. Eu aș zice altfel. Mâncați, săturați-vă și lăsați-vă și nouă câte o bucățică. Adică, apropo, cum este supa ta? Gustoasă. E un pic iute. Pentru mine e un pic iute. Eu mă stau de tine un crevete. Îmi permiți? Da, da. Eu ți-l dau. Ador creveții. Poți spune la mine supa mea, că cum se va bate? Dar eu ador pizza. Eu încă n-am stat supa mea, dar sunt sigură că este foarte delicioasă. Rețetă nouă. Nu vrei spune și tu? Eu vreau să dau... A, eu ce astea încă curățit, ia uite. Hai, pune aici. Eu știu că tu adori fructele de mare și mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Poftă mare tuturor care mănâncă acum, poftă mare tuturor. Ce v-ați oprit? Am văzut un desen extraordinar. Ia uitați-vă. Astea sunt câmpiile de orez. Aranjate așa scărit. Bă, ce frumos. Așa? Uh-huh. Și aici este un desen. Seamănă foarte mult cu drumul în care noi am făcut și niște videoclipuri. Unde am încercat să dăm drumul la zmeu. Da, și unde am făcut niște șorțuri. Prințesele! Ne uităm! Da, o uitați? Hai, că puțin și la culcare, ok? Mâine ne ducem la altă vilă. Da. Trebuie să ne pregătim, ok? Da. Da. Iubitele miele. Frumoasele miele. Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună! Hai să vedem ce fac fetele.
e două prințese? Nu știu. Bă, iată, blocoșică. Ce faceți? V-ați trezit voi deja? Da. Da? Cum ați dormit? Bine. Foarte bine? Da. Ați visat ceva? Da. Da, mi-a visat că i-am intrat în bazin și acolo era Andrei. Doi. O, ce vis. Nu, noi am vrut încă să se înăpa că am venit în alt hotel. Și acolo era doi bazinuri. Și acolo era unul care, fără nimic, niște peste sori, fără nimic. Și Ricky nu erau. Dar în al doilea era peste sori, încă nu am văzut niciodată Ricky. Nimic. Noi am uitat cu bazinul. Și apoi am uitat sub apă și acolo era doi Ricky. Wow! Noi astăzi ne mutăm la altă vilă, într-adevăr. Vilă mare, care să fie doar a noastră. Și în piscină nu o să fie rechini. Sunt sigură. Asta a fost challenge-ul nostru de astăzi. 24 milioane în Bali. Dacă v-a plăcut, dați like, scrieți în comentarii dacă mai vreți încă o parte. Și noi vă spunem pa, pa! Pa, pa!